conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Așa ne dorim să ne conectăm la cele mai noi informații, informații care vin de mai departe în această dimineață, dar nu suficient de departe astfel încât să nu fim în comuniune și în apropiere. Este vorba de Lourdes, vă spuneam și mai devreme că ne pregătim de o transmisiune specială care va fi mâine dimineață. Sunt de liturghie în limba română chiar de la grota din Lourdes și în acest sens despre cum merg pregătirile și mai ales cum este Lourdes în aceste zile înainte de 11 februarie. Ne dorim să aflăm de la invitatul nostru. Mă bucur să-l salut alături de noi prin telefon, chiar pe părintele Iosif Dorcu, decan de Lourdes, dar și realizator aici la Radio RCS FM. Lăudat să fie Iisus Hristos, bună dimineața! Cum este la Lourdes, părinte? Bonjour, bună dimineața de la Lourdes! Da, văd că ne-ai introdus frumos în atmosferă cu cântarea Bernadetei. Da, Lourdes acum este într-o febră și noi am intrat în febra pregătirilor. Eu n-am mai prins de mult așa zilele premergătoare la Lourdes, cum am prins ieri, de exemplu, când am fost la rozare cu Părinte Mihai Percă și am văzut, într-adevăr, deja o mulțime de lume, chiar un furnicar de lume, cum n-am mai văzut de mult, mai ales că trebuie să ținem cont că sanctuarul sau procesiunile sau pelerinaje nu sunt organizate în perioada 1 noiembrie, 1 aprilie, dar excepția acestei sărbători, când mâine se împlinesc 165 de ani de la prima apariție, văd că Lourdes deja începe să fiarbă, adică hotelul care a fost închise toate se deschid pentru câteva zile. Așadar, am văzut foarte multă lume, mai ales că în aceste zile este și o întâlnire specială cu toți organizatorii de pelerinaje din Franța. În al doilea rând, sigur că sărbătoarea de mâine se așteaptă să fie cam 8.000 de pelerini la liturghia internațională de la ora 10. Nu știu de unde vin, așa dintr-o dată, dar vin mulți, iar pentru noi românii, sigur, s-au anunțat, cred că peste 30 de persoane, știu eu personal, care vor fi mâine la Lourdes. Mai ales că, datorită părintului Mihai Percă și, sigur, la inițiativa lui Gabriel Măriuț, și-l felicit pentru asta, mulțumesc, mâine vom avea această liturghie. Este un favor, pentru că vă dați seama, toți ar fi vrut să aibă o liturghie în ziua de 11. Nu mulți am reușit, nu mulți avem în multe limbi această liturghie, chiar de la grotă, chiar de la locul apariției. De aceea consider un mare har și o mare bucurie pentru noi toți. Înainte, sigur că va fi la ora 6 liturghie în limba stârbă și apoi avem noi nu foarte mult timp la dispoziție, e adevărat 40 de minute, dar putem crea această punte de rugăciune cu toți cei de acasă. Mai ales că spuneam că sunt aici anunțate peste 30 de persoane, suntem noi trei preoți aici care suntem în dieceza de Lourdes și la Lourdes, după ce am înțeles că vor fi aici prezenți frații Pavel Beșleagă de la Iași și Petru Beșleagă din Italia, deci vor fi mai mulți preoți la liturghie. Va fi apoi un grup care vine de la Bordeaux, de la Liburn, unde sunt mulți frați de părintele Felician Tiba, iar cumnata sa, Mihaela Tiba, va dirija, va anima cântarea, ea obișnuită fiind de la Liburn. Așa că avem multe lucruri frumoase mâine dimineață. Iar după aceea toți vom participa la liturghia internațională la ora 10, liturghia solemnă. Așadar, Lourdes cred că este chiar o sărbătoare mare, mare mâine și de aceea vreau să vă facem și pe dumneavoastră părtași de această sărbătoare de aici. Și așa ne dorim, vă mulțumim mult pentru faptul că putem realiza această transmisiune mâine dimineață. Este adevărat, probabil multe naționalități ar fi dorit să aibă Sfânta Liturghie în limba proprie, chiar la grotă. Ne bucurăm că avem acest privilegiu și tocmai de aceea cred putem face și noi un mic efort să ne trezim mâine, poate mai dimineață, sau să ne facem timp acele 40 de minute, de ce nu, să fim conectați cu grota din Lourdes. Am intrat și de acea Sfântă Liturghie de la ora 10, pentru că sunt așteptați atât de mulți pelerini, peste 8.000, unde va avea ea loc? Există aici trei bazilici, sigur, dar cea mai mare, Bazilica Subterană Pius X, Sfânt Pius al X-lea, este totdeauna dedicată marilor evenimente. Așa că va fi în Bazilica Pius X de Subterană.
Pe de altă parte, noi vom mai avea ceva evenimente aici, pentru că marți, după sărbătoare pe 14, este o frumoasă inițiativă a preoților din Spania, români din Spania, părintele Leonard Diac și Adrian Burcă, vor să facem împreună aici, toți preoții, cei din Spania, cei din zonă, o zi frumoasă la Lourdes, așa că iată un alt eveniment. Apoi s-au anunțat pelerinaje pentru după Paști, părinte Paul Căliman vrea să vină și mulți alte surori din Moldova care ar vrea să facă pelerinaje. Deci eu ce vreau să spun, Lourdes atrage și Lourdes este cu adevărat cel mai mare sanctuar din Europa și cel mai frumos, dar eu cred și unde o putem simți în fața grotei cu adevărat pe Sfânta Fecioară Maria. De aceea mâine dimineață noi vom fi aici la 7 fără un sfert, acolo va fi 8 fără un sfert, vreau să ne întâlnim pe calea undelor în rugăciune. Cred că e cel mai frumos lucru pe care putem face într-o asemenea zi dedicată Maicii Domnului, dar nu dedicată ei, ci ea a ales această zi de iarnă aici la Lourdes în anul 1858. O zi cu adevărat specială, gândindu-mă la devoțiunea pe care românii o au către Sfânta Fecioară Maria și chiar către Sfânta Fecioară Maria de la Lourdes, gândindu-mă mai ales și aici în dieceza de Iași, și mă bucură faptul că vor fi mai mulți români mâine la Sfânta Liturghie de dimineață, vom fi reprezentați acolo și de ce nu chiar și acest lucru de care ne spuneați, faptul că au reînceput pelerinajele și de ce nu deja se anunță astfel de grupuri de români, fie din țară, fie din străinătate. Da, e adevărat că în România noi avem peste tot acest cult și toate bisericile au o statuie cu Sfânta Fecioară Maria de la Lourdes, dar eu cred că o emoție specială poate fi simțită doar aici în fața grotei, de aceea eu invit, fac apel la toată lumea să-și găsească timp și posibilități pentru a ajunge măcar o dată în fața grotei din Lourdes, în care să rămână jumătate de oră el singur în rugăciune. Grota de la Lourdes este incomparabilă. Pe lângă această Sfântă Liturghie de mâine de la ora 10, ce alte momente mai sunt pregătite? În această seară va fi procesiunea cu Sfântul Rozariu, mâine seară, ce ne spuneți din acest punct de vedere? Da, sigur, nu este un program foarte, foarte variat, doar pentru pelerini se prezintă, există un capelan care face diferite prezentări ale arătărilor de la Lourdes, ale Bernadetei, după aceea vor mai fi multe grupuri care fac sau parcurg drumul Bernadetei, iar special, da, așa cum ai spus, vor fi două mari, mari procesiuni în seara aceasta și mâine seară. Însă, noi, cei din parohia Lourdes, pentru că eu sunt la parohie, avem o sărbătoare sâmbătă viitoare, când în Franța, nu e în calendarul general, dar în Franța, da, aici la Lourdes, da, se sărbătorește Sfânta Bernadeta și va fi din nou o liturghie solemnă și două procesiuni vor fi cu relicvele Bernadetei, mica relicva Bernadetei, purtată în procesiune către biserica parohială și apoi înapoi seara spre sanctuar. Așadar, se leagă la o săptămână în fiecare an. Aici este sărbătoarea Sfintei Bernadete. Iată ce frumos, și cumva. Nu putem gândi Lourdes fără Bernadeta. Asta cu siguranță. Cumva, iată, la sanctuar, sărbătoarea este mâine, pe 11 februarie, urmând ca sărbătoarea în parohia de la Lourdes, acolo unde va afla și dumneavoastră, să fie așadar peste o săptămână. Un gând, Părinte Iosif, așadar, pentru cei de acasă, de acolo, de la Lourdes, unde știm că ne purtați în rugăciune. În aceste zile, când iată atâta lume suferă din cauza cutremur, atâtea lucruri care parcă nu merg bine, pentru toți eu aș face un apel să avem o rugăciune specială către Sfânta Fecioară Maria de Lourdes în aceste zile, pentru cei bolnavi, pentru toți, pentru că cu adevărat eu văd, observ că Lourdes are niște, să le spunem așa, efecte extraordinare. Chiar în aceste zile, cred că ați văzut și dumneavoastră, există un preot în America și spune că s-a vindecat aici la Lourdes acum 2 ani, de aceea, iată, Lourdes este cu adevărat un loc în care putem găsi alinare, mângâiere, dar de ce nu ocrotirea Sfintei Fecioare Maria de la Lourdes. Așa că vă aștept pe toți la Lourdes. Mulțumim mult! Până vom păși așa în mod fizic acolo, ne vom reîntâlni mâine dimineață pe calea undelor. Mulțumim încă o dată și sărbătoare binecuvântată vă dorim! Mulțumim frumos și tuturor! Vă aștept mâine dimineață să ne rugăm împreună Sfânta Liturghie de la Grotă!
Mulțumim, dragi ascultători, dragi telespectatori, a fost alături de noi până în acest moment prin telefon părintele Iosif Dorcu, decan de Lourdes și realizator RCZ FM. Ne-a vorbit despre pregătirile care se fac acum în preajma sanctuarului, chiar înainte cu o zi de sărbătoare a Sfânta Fecioară Maria de la Lourdes și, bineînțeles, despre faptul că ne întâlnim mâine dimineață de la ora 7:45, ora României, pe calea undelor la Sfânta Liturghie în limba română, pe care o vom transmite de la Grota din Lourdes.